Legat de ce spuneai înainte că scoatem pixul și creionul, cum vezi schimbarea asta de generație? Unii mai mult ca alții și deși toată viața noastră ca fermieri am crezut că nu există înlocuitor pentru experiență și da, în anumite privințe nu există înlocuitor pentru experiență. În momentul ăsta sunt așa de multe și de rapide schimbări încât experiența cred că începe să te încurce. Dacă Pentru că apar niște nimic, cutume, da. din ce știam noi Nu mai e nu se valabil. mai prea aplică. Și pentru că schimbarea trebuie să vină mai rapid. Da, există tranziție între generații, numai că eu știu prieteni de-ai noștri care sunt mai reticenți la nou decât colegi bine trecuți de vârsta Eu zic pensionării. că zona de confort, da? Sau dorința de a rămâne într-o zonă de confort te face să fii mai reticent decât alții, Bineînțeles, amând da. decizia. Dar În uite, acum e o fața oricărei chestie, provocări, exact, dar acum e o chestie fugi înapoi reală. unde Trebuie ești să găsim o confortabil. soluție, da? Și De le vom ce? De găsi. ce trebuie să găsim o soluție? Care sunt Păi îi spun provocările? imediat. Eu, venind încoa spre cafeaua asta, mă gândeam, mă, știi că eu sunt un fan al GMO-ului. Și nu neapărat un fan al GMO-ului, cât un fan al coexistenței a toate tipurile de agricultură. Mă gândeam că la un moment dat plante fixatoare de azot atmosferic, pe principiul leguminoaselor, Da, știu că se lucrează și la porumb. să lucrează și la porumb și pe Și baza tot porumbului în să pot natură lucra s-a și la mai mult. descoperit că și porumbul poate fixa azot. Exact. Oare poate să fie această criză? Sau această creștere exponențială a prețurilor, cheia pentru intrarea în cea mai dezvoltată agricultură de pe bătrânul continent din lume, cea mai dezvoltată agricultură din lume, adică Europa, vechea Europa, a organismelor modificate genetic, a cultivării, că pentru consum le putem Cred că consuma. suntem în al 10-lea ceas, e posibil să intre în al 12-lea. Să vedem. Acolo avem de-a face cu decizie politică și dintre toate tipurile de decizie, aia politică e cea mai lentă. De acord cu Nu tine. știu dacă sunt suficient de speriați. Perfect, dar Și gazul. genetica trebuie să vină și să se adreseze strict pe noile provocări, pentru că până acum genetica a adresat chestiuni legate de productivitate mare Da. și Dar vreau să nu. te întreb altceva. Noi avem un tip de porumb înregistrat. Cine suntem noi? Noi Europa. Noi, când vorbesc de noi, vorbesc noi Europa la ora actuală. Monopsteze cu rezistență la ostrinie. Dacă nu cultivăm porumbul ăsta, va trebui să aplicăm 1, 2, 3 tratamente cu Aici, anumite produse, extrapolând la celelalte culturi. no, aici, uite, știi că nu, adică departe de mine e gândul de a întoarce privirea de la progresul științific, sub nicio formă. Dar, dacă faci rotație, dacă vezi că s-ar putea să fim forțați să facem o rotație serioasă, adică să nu pui nici 2 ani aceeași cultură. Foarte Nu adevărat. se știe dacă vom obține derogare. Francezii au obținut ceva promisiuni în situația în care între 2 ani de porumb introduc un covor. Vom produce mai mult? Te întreb cu această rotație. Adică care ar fi Nu, putem să finalitatea? producem la fel, dar avem o problemă de structură în România. Noi ar trebui să păstrăm măcar porumb după porumb 2 ani, pentru că așa arată structura culturilor la noi în momentul ăsta. Porumbul e regina și dacă ar trebui să facem rotație adevărată, strictă, i-ar scădea proporția. De acord. S-ar modifica un pic structura de culturi la nivel de țară. Eu văd lucrurile mult mai simplu. Nevoia de hrană, la noi sau la alții, există și la un moment dat va fi influențată odată de factori din aceștia legați de natura umană,
gen războaie și alte conflicte, dar peste tot în lume, în fiecare an, sunt zone cu secetă. Că Când te gândești la zone cu secetă și la vulnerabilități, trebuie să facem două, trei mențiuni. Unu, criza alimentară nu înseamnă că nu va mai fi mâncare, înseamnă că va fi va fi scumpă. exact asta vorbesc, va fi Înțelegi? Doi, scumpă. când ne gândim la criza alimentară, nu trebuie să ne restrângem vederea la Europa. Europa își permite. În Își momentul ăsta, dacă permite, tai dar în două veniturile, cât își va mai își va permite? mai permite, sunt țări bogate și noi suntem. Noi suntem bogați prin faptul că producem, ăilalți sunt bogați prin faptul că au putere să cumpere. Problema e că nu trebuie să-ți restrângi viziunea la Europa sau la Statele Unite, la lumea dezvoltată. Problema securității alimentare este în altă parte și ne privește în egală măsură, pentru că ai văzut ce s-a întâmplat când a pornit un val de migranți dintr-o țară relativ mititică, Siria. Ia Da. gândește-te să-ți pornească un Păi val de avem 3 milioane migranți, jumate acum. îi avem pe ăștia, dar ia să-ți mai vină dintr-o țară de 80 de milioane, cum e Egiptul, la pachet De cu acord. alte două, trei care fac încă pe atâta. Adică tot ce înseamnă Nordul Africii și Orientul Mijlociu, grămadă, adică Mai e un lucru pe care foamea l-ai spus e... la început. Noi facem chestia asta din vocație. Eu, ca și agronom, am o problemă extraordinar de simplă. Vreau să mă depășesc pe mine, nu din dorința musai de a câștiga mai mult. E și asta poate e în subsidiar, dar din dorința de a scoate prin tehnologie, prin hibrid sau soiuri, Da, mult mai mult. ne Adică întoarcem pe la mine nu mă CRISPR-Cas. interesează să mă întorc, Ne să întoarcem zic, la tati, la 10 CRISPR-Cas. tone, Da. eu vreau să mă opresc, ce e peste 10 tone pe mine nu Mă, mă Bogdan. interesează. Da? Și atunci, când vorbesc de în fiecare an, ca la Olimpiadă, dacă vrei. Păi, iară Da? trebuie să despicăm firul în patru. În primul rând, știința trebuie să orienteze relativ la provocările noi, nu la cum să facem 30 de tone de porumb. Nu mai e de actualitate. Noi acum o să avem o problemă cu îngrășămintele și cu rezistența la secetă. Tot ce Perfect. consumă energie. Da, când se s-o duce CRISPR-Cas în direcția aia, e o metodă simplă și cred că sunt speranțe să fie omologată și în Europa ca nefiind transgenie. Pentru că nu ia material genetic de la altă plantă. Sau E pur o și metodă de simplu, ameliorare accelerată. da, domnule, sau Ca pur și asta și e. simplu să renunțăm Dar la trebuie să meargă. demagogie. Pentru că Pe noi mine nu mă mâncăm chestiile astea interesează. la ora actuală, nu avem voie să le cultivăm. Dar de consum sunt libere la consum. Corect, Da? corect, corect. Da, e ipocrizia Despre ce politicului. vorbim? E Este ipocrizia foarte clar. politicului și Da? asta e. Sau, pe partea cealaltă, dacă vorbim de etichetare a produselor transgenice sau modificate genetic sau ameliorate genetic, faptul că laptele, ou și carnea nu se etichetează, alminteri, dacă vezi pe o ciocolată pe care vrei să o dai lui Fitu, conține amidon din porumb modificat genetic, automat nu-i dai ciocolată. E lucru clar. Tu poate o dai că ești în domeniu, dar un om care nu are informația până la capăt, zice, băi, o percepe ca altceva decât pe o problemă de Aici e informare. și vina noastră, pentru că nu A am reușit noastră să... ce putem să facem noi? Nu am comunicat suficient de bine și de Foarte eficient adevărat. cu publicul larg.